De marți 10 iunie până joi 12 iunie, foștii liceeni vor trece prin primul foc al bacalaureatului. 4.018 candidați s-au înscris la Galați pentru a susține competențele lingvistice la limba română. Examenul va începe în fiecare zi la ora 9, iar tinerii se vor prezenta la test în ordine alfabetică. Proba constă în analiza unor texte din opera literară sau non-literară, iar candidații trebuie să vorbească liber pe tema dată. Absolvenții de clasa a 12-a vor fi notați cu respins sau admis, iar cei ce iau proba primesc un calificativ mediu, avansat sau experimentat. Deși rezultatele examenului de marți nu vor conta pentru media finală de la bacalaureat, vor putea să-i ajute pe elevi la angajare. Aceste competențe le vor putea fi de folos pentru că vor fi trecute pe o diplomă și în funcție de cât de bine se descurcă, vor avea mai multe șanse atunci când vor căuta un job. Între 10 și 12 iunie, candidații la bacalaureat vor susține examenul de competențe lingvistice la limba română. Proba la competențe digitale este programată între 16 și 20 iunie, iar cea care testează cunoștințele la limba străină între 23 și 27 iunie.